Până nu demult, varza murată nu lipsea din casele gospodinelor. Anul acesta nu mai este la mare căutare. Comercienții spun că au scăzut prețul, dar tot nu au clienți. Astfel, în 2013, un kilogram de varză se vinde cu 1 leu față de 1,50 lei, cât era anul trecut. Deocamdată cred că e foarte bun prețul la 1 leu, să nu se scumpească sau poate să ieftinească, nu se știe deloc, că e la început. Așteptați la un flux de cumpărători în perioada următoare? Da. Ne așteptăm la cumpărători cât mai mult să fie. Cu toate că recolta a fost bună în acest an, din lipsă de cumpărători, varza se strică în piețe. Ați apucat să cumpărați varză pentru această iarnă? Încă nu. De ce nu? Pentru că e prea devreme. 100 de kilograme. Cât ați dat în total? Păi 1 milion. Cum vi se pare prețul? Scump? Mult? Puțin? E binișor, e bun. Da? Da. Deocamdată nu avem bani. Așadar, în condițiile economice actuale, comercianții se tem pe bună dreptate că vor rămâne cu marfa pe tarabe.